Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață am decis să lucrăm acest model foarte simplu de inimioară. Eu am lucrat cu firul Bravo. Aceasta mai mică este lucrată cu croșetul numărul 2, iar aceasta mai mare este lucrată cu croșetul numărul 3. Această inimioară poate fi lucrată și cu firul de macrame, adaptând croșetul în funcție de grosimea firului cu care vom lucra. Dacă dorim să fie mai micuță, deci vom putea lucra și cu firul de macrame. Este un proiect foarte simplu. Mă adresez doamnelor nou începătoare care vor să învețe ceva nou. Și după cum am văzut pe grupuri, deja se pun lucrări pentru Sfântul Valentin, pentru 1 martie, pentru 8 martie, de aceea am hotărât să facem împreună astăzi dimineața această inimioară. Așa cum vă spuneam, eu voi folosi firul Bravo și voi lucra cu croșetul numărul 3. Voi începe prin a face un ochi de lanț, dar nu îl voi închide complet. Deci voi face acesta pentru începutul lucrului și voi lucra un număr de 8 ochiuri de lanț. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, vom lucra un număr de 7 piciorușe scurte. Deci ne întoarcem înapoi și avem 1, 2, 4, 5, 6, aici vom face cel de-al 7-lea picioruș scurt și vom închide primul ochi de lanț cu care am început lucrul. Vom întoarce și vom face un număr de 7 piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș scurt din rândul anterior. Cel de-al 7-lea, acum vom face un ochi de lanț, vom întoarce lucrul și vom lucra din nou 7 piciorușe scurte. Al 7-lea,
un os de lanț și vom întoarce lucrul. Vom merge înainte și înapoi de 7 ori. Deci vom avea 7 rânduri de câte 7 piciorușe scurte. Doamnele care lucrează de foarte mult timp au întâlnit deja acest model și pe alte canale de YouTube. Însă, așa cum spuneam, eu acum fac foarte mult referire la doamnele nou începătoare, cele care doresc să facă o surpriză la cineva drag și de aceea am decis să fac această inimioară, chiar dacă pare pentru foarte multe dintre dumneavoastră ceva normal, ceva banal. Deci vom face un număr de 7 rânduri de câte 7 piciorușe scurte, iar la capătul fiecărui rând vom face un ochi de lanț. Asta nu trebuie să uităm. Acum voi face ultimul rând de piciorușe scurte. Cel de-al șaptelea. Ajuns și aici, vom lua de două ori firul pe croșet și vom număra 1, 2, 3, iar în cel de-al patrulea ochi vom introduce croșetul și vom lucra un număr de 7 piciorușe duble înalte. Deci în corespondența aceluiași ochi vom lucra 7 piciorușe duble înalte. Avem deja 2. De-al șaptelea, și vom întinde cu piciorul scurt în ultimul ochi al acestui rând, după care întoarcem lucrul în felul acesta. Din nou vom lua de două ori firul pe croșet și vom număra 1, 2, 3, iar în cel de-al patrulea, să vedem să nu greșesc, deci aici am făcut 1, 2, 3, aici în cel de-al patrulea ochi voi face din nou același număr de 7 piciorușe duble înalte. 1, 2, 3, 4,
Ce? Cel de-al șaptelea. Și voi închide din nou în ultimul ochi din acest rând. Acum, vedeți că luminarea noastră a prins deja formă. Vom lucra în felul următor. Două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Un nou ochi de lanț, după care luăm firul odată pe croșet. Vom sări un ochi din rândul anterior și vom intra în cel de-al doilea. Și vom lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț, vom sări un alt ochi, vom intra în următorul, vom lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț, vom sări un alt ochi și în următorul voi lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț, iar apoi în ochiul de aici din colțul de jos al luminoarei, vedeți, voi face un număr de aici voi intra, vedeți, chiar în colț voi face un număr de 3 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Deci am lucrat un picioruș dublu, un ochi de lanț, al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț, al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț și vom continua ca și în această altă parte, lucrând. Deci vom sări un ochi din rândul anterior, vedeți, și voi lucra în cel de-al doilea un picioruș dublu, un ochi de lanț, voi sări din nou un ochi de bază, voi intra în cel de-al doilea, voi lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț, voi sări din nou un ochi de bază, voi intra în următorul, voi lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț. Acum am ajuns aici unde am lucrat cele 7 piciorușe duble înalte, care practic formează, au dat forma luminoarei. Aici vom lucra în felul următor. În corespondența fiecărui picioruș vom forma grupuri de câte două piciorușe înalte. Deci voi lua acum de două ori firul pe croșet. Voi intra aici, în primul spațiu, și voi lucra 1, 2 grup, 1 de lanț, după care voi trece în următorul și voi lucra un nou grup de două piciorușe duble înalte, un ochi de lanț, voi intra în următorul spațiu
felul acesta. Va fi nevoie să avem un număr de 6 grupuri în corespondența fiecărui fiecarei forme. Aici, în mijloc, între cele două inimioare, vom face un picior scurt, în felul acesta. Iar apoi vom lucra din nou în același mod, în corespondența fiecărui ochi, vom forma aceste grupuri de câte două piciorușe duble înalte, separate de un ochi de lanț. Odată ce ați lucrat modelul, după aceea veți vedea că vă rămâne întipărit în minte și îl veți putea lucra fără să vă mai uitați pe caiet după ce vă luați notițe. Odată ce ați urmărit tutorialul, veți vedea că este foarte ușor de ținut minte și foarte ușor de lucrat. Aici avem 1, 2, 3, 4. Al cincilea grup, v-am spus că trebuie să fie un număr de 6 grupuri. Acum voi face ultimul grup de două piciorușe duble înalte, un al doilea picioruș, așa, și uitați-vă, vedeți că inimioara noastră prinde din ce în ce mai mult formă. Acum vom lucra în felul următor. Aici unde am început piciorușele duble, vom face un picioruș scurt. Vedeți, pentru a închide inimioara. Trei ochiuri de lanț. Și din nou un picioruș scurt. Deci vedeți, în corespondența fiecărui spațiu dintre cele două piciorușe din rândul anterior, vom lucra
în același mod. Piciorul scurt, trei ochiuri de lanț, urmate de un picioruș scurt. Voi intra în următorul spațiu, un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, un nou picioruș scurt. Un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, un nou picioruș scurt. Un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, un picioruș scurt. Vom continua astfel în fiecare spațiu. Continuăm trei ochiuri de lanț, piciorul scurt, am ajuns aici în ultimul spațiu. Vom face trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, un alt picioruș scurt. Iar acum vă amintiți că am format acele grupuri de câte două piciorușe duble înalte. Între aceste grupuri avem un ochi de lanț. Vom trece în ochiul de lanț dintre aceste grupuri de câte două piciorușe duble înalte și vom lucra un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț. Practic vom lucra în același fel ca și până acum, doar că acum vom lucra între între grupurile de câte cele două piciorușe duble înalte. Deci totul este foarte, foarte simplu. Cel puțin mie îmi pare foarte simplu. După ce am lucrat în spațiul dintre ultimele două grupuri, în corespondența piciorușului scurt pe care l-am făcut în rândul anterior, vom lucra din nou un picioruș scurt. Iar apoi ne vom deplasa din nou în următorul spațiu din cea de-a doua inimioară. Vom lucra exact în același mod. Un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, un picioruș scurt.
Intrăm în următorul spațiu, în piciorul scurt, trei ochiuri de lanț, în piciorul scurt. Vom intra din nou în următorul spațiu, în piciorul scurt, trei ochiuri de lanț, un nou piciorul scurt, piciorul scurt, trei ochiuri de lanț, un piciorul scurt, un piciorul scurt, trei ochiuri de lanț, un nou piciorul scurt, iar acum vom intra aici în ultimul spațiu, unde vom închide lucrul. Vom scurta firul. Vom închide. Iar apoi, bineînțeles, cu acul vom ascunde pe spate firele. Aceasta este inimioara, după cum vedeți, este foarte ușor de realizat. Eu aș vrea să vă doresc un început de săptămână minunat, să vă mulțumesc pentru atenție, aș dori să vă rog să dați comentarii, să dați like, să dați share, să distribuiți lucrările mele dacă vă plac, pentru că eu întotdeauna mă străduiesc să fac lucrări din care să puteți învăța cu ușurință. De asemenea, pentru persoanele care nu sunt înscrise pe canalul de YouTube, vă rog foarte mult să vă înscrieți pentru a mă ajuta în creșterea acestui canal și a-l menține pe YouTube. Așa cum vă spuneam, vă doresc o zi de luni minunată, o săptămână plină de realizări și bucurii, iar noi ne întâlnim foarte curând. La revedere!